prieteni, vreau să vă urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Andreea și Andrei. Vreau să vă mulțumesc și pentru cei 10.000 de abonați. David, spune și tu la mulți ani. La mulți ani. Și prieteni, vreau să vă arăt ceva foarte tare. Stați așa că l-avem aici pe Alin. Spune și tu la mulți ani la Andreilor, Andreilor. La mulți ani tuturor, prieteni. Prieteni, vreau să vă arăt ceva tare rău de tot. Stați să-mi dau camera. S-a noptat, da. Deci este noapte. Este noapte și pe partea asta e aproape zi. Cum vine treaba asta? Uite cum cât de negri sunt nori. Eu nu știu dacă mai sunt nori așa negri, Mihaela. Lasă negru zi, uite. Da, da, gen e noapte, noapte acum, da? E noapte că sunt nori, uite cum sunt aici. Dar uite, ce, de ce e așa aici? Cum, ce e asta? Hai. Mă, nu-mi dau seama. Deci, prieteni, am vrut... Iar am fost la shopping. Iar am fost la shopping, iar am mâncat banii. Da, sunt zero. Suntem zero pe bune. Am fost eu un cadou, să-i luăm lui David câte un cadou, că e ziua lui. Iar am luat și prânz, am luat mâncare, am luat... Alea le prezentăm acasă, vreau să arăt doar cadoul lui David, ce am luat fiecare. Imediat, prieteni, să ajungem la mașină. Mie frică. Ia uite de bebelușul de la mine. L-am umblănit pe David azi. Deci, prieteni, i-am luat lui David un biliard. A vrut un biliard. Și Alin a luat o bormașină, dar nu știu unde... Unde e Alin de bormașină? Aia e. Uite ce mi-am luat mie, dragul. Aia arăți acasă când gătim. Și Alin a luat o bormașină, dar e pe aici, prieteni. O să rucăm mașina, că e foarte fric să strânge repede astea. Ia și butonul, David. Butonul. Deci, prieteni, chiar vreau să le mulțumesc și lor 10.000 de abonați. Am vrut să vă mulțumesc de aseară, dar am zis să fac întâi un video special. Pentru... Bă, nu știu cât mâncăm. Ne cumpărăm mâncare non-stop. Chiar mâncăm mult. Adevărul ăsta e. Păi de-aia ne și îngrășăm, dar nu ne mai dăm seama. Prieteni, haideți că intrăm și noi în mașină și continuăm să vorbim cu voi imediat. Deci, pe bune, mi s-a părut ciudat rău de tot fenomenul ăsta ce s-a întâmplat cu norii așa cum erau. N-am mai văzut până acum așa ceva. Sigur e o minune ceva. Da. Pă bune. E ora 6, adică... Sunt Andrei. Pă bune. E ora 6, deja ora asta era complet întuneric. Stai să mai arăt tot. E vorba de altceva. Da, nori foarte negri, dar nu e normal pe o parte să fie gen spre luminat. Uite că aici e aproape lumină. Uite, acolo e full de nori. Da, aia. Dar problema sunt norii. Așa nu știu, e ciudat, uite, aici e întuneric, întuneric, da, negru. Pentru întuneric e nori. Negri de aia. Nu, oricum era trebuia să fie întuneric la ora asta, că e 6. Da, dar nu așa. Da, nu știu, e oricum ceva pe bune. Nu, sigur, sigur, tata doamne a făcut ceva. Păi îți dai seama că tata doamne, că altcineva n-are cine. Dar chiar mi s-a părut foarte așa. Nu, cred că e ceva, o minune, ca să ne bucurăm. Doamne ajută, dacă uite, e o minune. Uite aici, artificii, nu avem bani. Artificii, trebuie să ne pregătim oricum de revelion, bombă, prieteni. Cu artificii, cu tot ce trebuie. Dar lăsăm asta pe săptămânile viitoare. Noi ne îndreptăm spre casă, prieteni. Și o să mergem să gătim, bineînțeles, ceva cu Alin pe canalul lui, probabil, sau cine știe. Aline, știi ceva? Ai luat piept de pui? Nu, nu. Îți fac grătar, bă, nu. Îl pui pe masă. Pe plită. Salutare, prieteni, am revenit de acasă. Uitați biliardul lui David, l-am asamblat. Mamă, hai să ne jucăm. Stai că ne jucăm, să le arătăm întâi și la prieteni ce ți-ai cumpărat. De cum să țin ai înțeles? Deci așa? Ți-ai primit cadou de ziua ta. Așa? Da. Dar trebuie să pui o bilă. E așa. Și pui o bilă, dar trebuia aia albă. O să căutăm să vedem unde ai pus-o. Și dai în ăsta ca să lovești celelalte bile. Ok, așa? Da. Dar nu, spre bile, spre bile, David. Da. O să nu, te învăț să ții ta cu mâna. Spre gaură. Prieteni, ne băgăm să mâncăm. Nu, spre gaură, nu? Da. Prieteni, merg cu Alin. Să gătim împreună și după revenim la voi. Prieteni, eu de-aseară am pus și usturoi la geam. Pentru că am auzit că trebuie pus usturoi. Bine, știam de când eram mică că se pune usturoi la geam să te ferești de spiritele astea rele, de multe chestii. Am pus usturoi la toate geamurile, o să vă și arăt. Da. Și nu știam dacă se mai ține și gen aseară sau și seara asta de 30 cu de Sfântul Andrei.
când mai exact se pune. Sau nu l-am pus eu corect că l-am pus de aseară. Dar oricum, eu o să las și în seara asta ca să fiu sigură. Eu sunt cu Alina aici, gătește ceva. Și-a pus șorțulețul. Deci gătește pe canalul Leo de la Strehaia, să vă uitați și a gătit, că nu vă spun. Și să vă arăt ce am pus la geamuri. Deci am pus în absolut toate camerele, unde sunt geamuri, până și la baie, că avem și acolo un geam pentru aerisire. Deci am pus usturoi pe la toate geamurile. Stați să vă arăt și cum le-am pus. Le-am băgat așa fix la geam, înăuntru. Dar v-am zis, prieteni, aici mai este cerul așa, pe partea asta văd că nu mai e cum era afară. Deci am pus peste tot, în toate camerele, până și la baie am pus. Mai mergem să mai vorbim puțin și cu Alin, să vedem ce mai faci. Deci vă arăt un pic din roșii și mai departe nu vă mai spun ce gătește. Gustul gata. Prieteni, mai am o problemă foarte mare. Vreau să vă întreb unde găsești și un bijutier bun aici în Pitești. David, știți care două brățări? Una dintre ele s-a rupt încheietoarea de la ea, joacă chestia aia care îți face să faci... Tot Piteștiul să apeleze la tine. Da, pe bune, tot Piteștiul să apeleze să-mi scrie pe Facebook, pe Instagram. Am fost azi la un bijutier, însă mi-a spus că nu lucrează, că este Sfântul Andrei. Poate te caută unul și îți face cadou o brățară acum. Sau îmi face cadou alta, da. Am fost și a zis că nu se lucrează, că o să fie și 1 decembrie, că nu lucrează nici atunci, că abia de joi, vineri vor lucra. Dar dacă știți pe cineva care e disponibil să mă ajute și pe mine și să îmi dea măcar o adresă sau un număr de telefon al unui bijutier unde pot să repar și-o rapid brățara, vă rog din suflet să-mi spuneți, că vreau să merg neapărat mâine să rezolv problema asta. Dacă nu, n-am de ales, o să fac de joi, vineri, că altă oportunitate nu mi se dă. Aline, tu ce faci? Fac treabă. Nu mă treabă, fac. Știi că ce era? Știi? Da. De la trebuie să fac așa cu soțul, zic că... Nu mă treabă, fac, că noi murim. Da, hai. Vrei? Doamne leșin. Deci, prieteni, să nu credeți că am fost nesimțit. Eu până acum mi-am spălat vasele lui Alin. Am stat cu el aici, am ajutat să fac ceva, nu vă spun ce. Dar acum l-am lăsat puțin singur la tigaie, să-mi închid și eu vlogul, să vorbesc cu voi despre ce s-a mai întâmplat și despre ce aveam eu nevoie asta cu brățara, că nu prea știu aici la Pitești cum știu la mine la București, dar mă descurc eu, găsesc eu variantă de la voi, nu? La Țipești. La Țipești. Prieteni, mă bag cu Alina un TikTok și revin. Gata, prieteni, am terminat și TikTok-ul, îl găsiți la mine pe TikTok pe Mihaela Tachev, pentru cei care aveți TikTok. Și pe Alin, pe TikTok, îl găsiți cum te găsim, Aline? Adăsâ Ali. Dar pe mine Mihaela Tachi, că l-am mai am și un Alin de la Strehaia, dacă îl găsiți. Da, prieteni, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în seara asta. Încă o dată vă urez la mulți ani celor sărbătoriți astăzi. Vă pup, vă mulțumesc și celor 10.000 de abonați pentru că m-ați ajutat să ajung la un număr așa de mare. Să nu uitați să vă abonați și la Tachi de la Popești, la fratele meu, care și el nevoie de 1000 de abonați. Și v-am tot rugat zilele astea, am văzut că ați ținut foarte mult cont de mine și v-ați abonat și la el. Vă pupăm, prieteni, vă pupăm. Și ne vedem, bineînțeles, din nou mâine. Numai